Dumneavoastră credeți că Vlad Țepeș s-a reabilitat politic doar pentru o simplă convertire la catolicism? Era asta suficient pentru a-i spăla numele în fața lumii catolice de atrocitățile, dar și de trădarea cauzei creștine de care fusese acuzat? O uitată și controversată sursă germană și o frescă nu prea cunoscută de la Roma ne pune pe masă o teorie deosebit de seducătoare privind acest proces de reabilitare politică. Discutăm azi cu dumneavoastră posibilul sau imposibilul drum al lui Vlad Țepeș din Ungaria și Croația prin Italia până la Roma în anul jubiliar 1475. Acolo, în genunchi, în fața papei, Vlad ar fi primit o indulgență specială pentru absolvirea de toate păcatele. Prețul acestei mișcări politice ar fi fost acela de a face bisericii catolice promisiuni în defavoarea ortodoxilor din Valahia, unde voia așa de mult să reajungă domn. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și alături de Albert Weber, alt doctor, sunt membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum și în fața dumneavoastră ca prezentator al singurului canal științific de istorie medievală din România. Ce vă relatăm aici, în urma unei atente evaluări, se bazează exclusiv pe surse și pe cercetări proprii, dar și pe cele ale colegilor noștri de bereaslă. Fiți siguri că aici nu veți asculta povești frumoase de adormit copii ori înspăimântat adulți. Istoricii nu sunt povestitori. Înainte de a începe, ține să vă mulțumim cu maximă modestie pentru onoarea ce ne-o faceți de fiecare dată când dați atenție producțiilor noastre. Le distribuiți pe paginile dumneavoastră și ne ajutați să acoperim măcar o parte din costurile de producție. Aducem aminte și de această dată scepticilor că nu suntem remunerați de absolut nimeni pentru efortul deloc neglijabil de a crea episoade cât mai informative pentru publicul larg. V-am explicat pe acest canal că istoricul trebuie să lucreze ca un detectiv. Se duce direct la sursele vremii, le pune în balanță și evaluează pro și contra ipotezele rezultate, înainte de a ajunge la o concluzie fondată și calificată. Exact asta facem și astăzi. Izvorul cheie prezentat aici a fost descoperit încă din secolul XIX de către transilvaneanul Gheorghe Șincai, dar a fost ulterior ignorat și în mare parte uitat. Ultimul istoric care știa de acesta a fost respectatul medievist și biograf al lui Vlad Țepeș, Nicolae Stoicescu, care nu a crezut în autenticitatea informației. Izvorul în cauză este lucrarea Annales Hirsaugensis a umanistului și călugărului german Johannes Trithemius, care aduce o informație care nu se mai găsește pe nicăieri altundeva. Trithemius afirmă că Vlad ar fi fost trimis la Roma pentru botezul său catolic. Povestirile germane, pe de altă parte, relatează că Vlad a fost botezat doar la Buda, în Ungaria. Acest posibil pelerinaj la Roma îi va încânta, fără îndoială, pe mulți fani ai lui Vlad, fiindcă, dacă este real, ar fi avut loc practic un tur al lui Dracula prin Italia, adică prin multe orașe istorice, precum Veneția sau Florența, ceea ce este într-adevăr fascinant. El va declanșa foarte probabil și o dezbatere controversată în rândul cercetătorilor. Haideți, zeci, să ai dea drumul! La acuzațiile generale de tiranie și cruzime potriva lui Țepeș, care circulau în spațiul diplomatic și politic, s-a mai adăugat și campania regală de defăimare. Vlad era acuzat că ar fi pornit un război împotriva otomanilor, fără mandat explicit din partea seniorului său, Matia Corvin. Acțiunile voievodului Valah riscau să provoace un război otomano-ungar, pentru care Matia
implicat în conflicte interne cu magnații oponenți și externe cu Frederic al III-lea, concurentul său german la coroana ungară, era deloc pregătit. Cum Matia nu voia să riște nimic, a decis să-l elimine politic pe Vlad, care, scăpat de sub control, risca să devină un factor de insecuritate pentru regatul maghiar. Regele l-a acuzat sumar pe vasalul său de înaltă trădare și l-a temnițat în castelul Visegrad. Sultanul Mehmed Cuceritorul, a cărui viață fusese pusă în pericol de îndrăznețul atac de noapte al lui Vlad, aprecia fără îndoială această decizie politică, mai ales că nici el nu prea avea chef și timp de război la Dunăre. În ultimii ani, sultanul se pregătea de zor de război cu Veneția, principalul său adversar în Mediterana. Acest război a fost declanșat practic în același an cu campania otomană împotriva lui Vlad Țepeș, prin cucerirea insulei venețiene, Lesbos sau Mitilene. Pe de altă parte, campania de defămare a lui Vlad, întreprinsă de curtea maghiară, era destinată cu precădere să liniștească puterile italiene și curia papală, făcute nervoase de acțiunile regelui Matia împotriva voievodului Valah, al cărui nume făcuse valuri favorabile prin meritele sale de luptător anti-otoman. Italienii trebuiau insecurizați în privința sincerității și atașamentului lui Vlad pentru cauza creștină, Matia potretizându-l în consecință ca trădător care încearcă să aibă o înțelegere secretă cu otomanii. Iată cum, gând la gând cu bucurie, doi adversari s-au bucurat pe cine să dea vina pentru gravele tensiuni dintre ei în 1462 și astfel să-și menajeze forțele pentru alte fronturi pe care le considerau prioritare. La Țepeș a căzut astfel victimă între diferitele fronturi politice, iar imaginea sa de tiran a slujit intereselor politice pragmatice. Să constatăm o situație de-a dreptul comică. Regele Ungariei a investit bani, timp și efort politic pentru a distruge imaginea lui Vlad Țepeș în anii 60. Iar apoi, 12 ani mai târziu, a investit iarăși alți bani, alt timp și alt efort pentru a convinge lumea catolică de ce erou fenomenal era același Vlad. Ladislaus, fiindcă așa se numea acum, ca și catolic. Cauza reabilitării a fost disperata nevoie a ungurilor de a avea un puternic și competent comandant militar, capabil, dar și legitimat, ca să preia controlul asupra Valahiei. După ce dăduseră lovituri decisive atât lui Uzun Hasan în Anatolia, cât și venețienilor în Mediterana, în 1474 otomanii și-au îndreptat din nou atenția spre Ungaria. Acângii otomani au pătruns adânc în regat până la Oradea, pe care au prădat-o și jefuit-o. Regele Matia Corvin a trebuit să reacționeze, cu atât mai mult cu cât era pus în pericol Transilvania, unde familia sa își avea majoritatea moșilor și veniturilor. Alegerea lui Vlad Țepeș, care dintre toți comandanții în Ungaria îi cunoștea probabil cel mai bine pe otomani, venea așadar ca o alegere logică. Proiectul unguresc de reabilitare și reactivare politică presupunea însă repararea prejudiciilor de imagine provocate anterior fostului voivod. E drept, teoretic, Matia putea numi în voie comandanții săi militari, dar și să deseneze pe cine voia el ca voievod al Valahiei. Cu toate acestea, curtea regală maghiară rămânea dependentă de atât de esențialul sprijin diplomatic și financiar al italienilor și al curiei papale. Cum am arătat mai înainte, reabilitarea unuia cunoscut ca ucigaș, sadic și designer de păduri de oameni trași în țeapă era tocmai simplă, nu ajungea o simplă recomandare. Mijloacele diplomatice convenționale fiind foarte solicitate, o înscenare mai de impact pentru publicul politic se făcea tot mai imperios necesar. Dacă îl credem pe Iohannes Trithemius, strategia lui Matia Corvin ar fi priorizat filiera religioasă. Matia i-ar fi oferit prizonierilor lui său de lux să fie botezat catolic în schimbul reactivării politice, lucru
relatat în mod credibil și de alte surse. Tritemius adaugă un pelerinaj la Roma pentru iertarea păcatelor de tiran ale lui Dracula. Cât de mult adevăr stă în spatele acestor afirmații? Pelerinajul la Roma s-ar cam potrivi cu biografia lui Vlad, cunoscută până acum. După ce a fost eliberat și botezat catolic în 1474, Vlad s-a întors în Transilvania în mai-iunie 1475, unde a devenit imediat activ politic pentru a pregăti reluarea tronului Valahiei. În august este menționat într-un document la Buda, iar prezența sa în Transilvania este documentată pentru lunile septembrie și octombrie. În ianuarie 1476, după cum se știe, a început campania sârbească a lui Matia Corvin, la care Vlad a luat parte. Prin urmare, doar perioada 1474-mai 1475 poate fi luată în considerare pentru o călătorie în Italia. În acest caz, data pelerinajului poate fi apreciată mai exact. Papa Sixtus al IV-lea a proclamat 1475 an jubiliar. Fiecare pelerin putea primi o indulgență deplină. Prin urmare, Vlad, care mai mult decât alți pelerini avea nevoie de iertarea păcatelor, zice-se, mișcare ce putea fi exploatată politic, era motivat să facă un astfel de pelerinaj. Alt indiciu este pelerinajul la Roma făcut de magnatul maghiar Miklos Ujloki sau Nicolae de Ilok, mai pe românește, și cercetat în detaliu de medievistul maghiar Tomaș Fedeleș. Din ianuarie până în aprilie, Ujloki, un vechi prieten al familiei regale, a călătorit împreună cu o delegație de peste 100 de persoane din Ilok, astăzi în Croația, via Zagreb și Seni, la Veneția și de acolo până la Roma. În cadrul unei audiențe papare, Ujloki a fost confirmat ca rege doar cu numele al Bosniei, care din 1463 se afla durabil sub stăpânire otomană. Se poate presupune că Vlad s-ar fi putut alătura acestei delegații, conduse de un aliat important al regelui. În fine, poate cea mai spectaculoasă dovadă pentru unii poate fi o frescă din Bazilica Corsia Sistina, în Roma. Această frescă, mai precis cea cu numărul 34, face parte din biografia pictată a papei Sixtus al IV-lea, plasată în anexa pomenitei bazilici, anexă numită L'Ospedale di Santo Spirito și construită în 1475 cu prilejul jubileului papal. Restaurată, mai precis spus repictată, în 1599 și apoi în secolul XVII, această frescă înfățișează audiența papală a lui Ujloki. Reține atenția nu atât înfățișările pelerinilor, mai toți bărboși, cât grafitul însoțitor. Bosnie et Valahie Rex, licet senio confectus, Apostolorum lumina visitat, et sixtum quator pedum osculo submise veneratur. Adică, regele Veneției și al Valahiei, deși slăbit de bătrânețe, vizitează pragurile apostolilor, adică ale mormintelor apostolilor, Petru și Pavel, și pe Sixtus al IV-lea, prin sărutarea picioarelor, cu precăciune îl cinstește. Mersi, Alexandre, pentru deșifrare și traducere. Cum Ujloki și niciun alt magnat maghiar contemporan nu a revendicat vreodată acest titlu de rege al Valahiei, singurul care rămâne în discuție ar fi pretendentul Vlad Țepeș. Prezența lui Vlad în Italia nu ar fi fost oportună doar din motive de imagine. Ca și Ujloki, acestuia i s-ar fi oferit posibilitatea de a negocia direct cu diferiții actori italieni puternici, dar și cu cardinalii curiei. Nu este greu de ghicit ce urmărea Biserica Catolică, cu atât mai mult în cazul primului voievod catolic din istoria Valahiei. Vlad, care între timp adoptase numele catolic de Ladislav Draculia, ar fi trebuit să promită că va promova misionarea catolică a țării sale, covârșitor ortodoxă, în schimbul sprijinului politic și financiar. Ei? Cum vi se pare asta în contrast cu imaginea lui Vlad, cu care sunteți atât de familiarizați? Problema cea mare începe cu însuși autorul izvorului principal, anume cu Tritemius. Acesta era văzut de foarte mulți contemporani ca falsificator notoriu al istoriei.
el își ruinase reputația, spre exemplu, inventând parțial istoria mănăstirii al cărei abate era. Deși cercetările mai recente judecă ceva mai puțin sever veridicitatea celorlalte cronici ale sale, credibilitatea lui Tritemius rămâne grav afectată. Pe de altă parte, este posibil ca el să fie avut o variantă pierdută azi a povestilor germane. Spre exemplu, cronica lui Gebhard Dacher redă informații despre Vlad ce nu pot fi găsite decât în cronicile otomane și post-bizantine. Dacă acestea nu ar fi supraviețuit, istoricii de astăzi ar fi catalogat ca invenții aceste informații ale lui Dacher. Deci, singularitatea unei informații nu descalifică automat și pe autorul ei. În fine, Tritemius nu avea prea multe motive politice să scrie neadevărul despre Vlad, deoarece voievodul nu poseda nicio semnificație politică sau ideologică aparentă pentru autorul care scria decenii mai târziu. Dar de ce nicio sursă scrisă despre atât de bine documentatul pelerinaj al lui Ulochi la Roma nu menționează participarea lui Dracula? Era atât de necunoscut și irelevant politic, ori acesta pur și simplu nu se afla printre pelerini? De ce ar fi evitat martorii istorici să povestească despre convertirea la catolicism a acestui conducător ortodox proeminent, convertire însoțită de îngenunchierea în fața papei însuși? Nu erau îndeajuns de senzaționale astfel de informații pentru publicul vremii? Nici măcar regele Matia Corvin nu face vreo mențiune în scrisorile sale diplomatice cu privire la presupusa indulgență acordată vasalului său, nici măcar în cea adresată papei. Matia îl prezintă pe Vlad ca fiind un tip foarte puternic și ostil turcilor. Asta ca și cum Dracula nu ar fi fost un nume îndeajuns de familiar pentru destinatar. Dacă Matia ar fi derulat concertat campania sa de reabilitare a lui Vlad, voivodul Valac ar fi trecut neobservat principalilor actori din lumea catolică. În fapt însă, convertirea catolică a lui Vlad la Buddha pare să fi fost deja suficient de eficientă din punct de vedere politic pentru a-l califica moral pe fostul tiran al tiranilor pentru luarea domniei. Reticența unor actori politici de importanță mai redusă precum sașii transilvanieni, care îngrijorați fiind de relansarea lui Țepeș, nu prea doreau să-l accepte ca aliat militar, era contrabalansată de autoritatea regelui, care dorea să-l impună neapărat pe temutul voievod în peisajul politic al regiunii și cu care rege sașii se aflau în termeni buni în anii 1470, spre deosebire de anii precedenți. În fine, intrigantul titlu de rege al Bosniei și Valahiei s-ar putea referi, oricât de ciudat și singular ar fi în toată istoria medievală și premodernă sud-est europeană, la Ulochi. Aceasta ar presupune ca titlul în cauză să facă referire nu la Valahia nord-dunăreană, ci la multele, pe alocuri chiar foarte vastele, insule de romanitate sud-dunăreană. Mai mult decât atât, din punct de vedere gramatical, formularea Bosnia et Valahie Rex indică o singură persoană care se presupune că stăpânea peste două țări. Deci textul de sub frescă ar putea pretinde că unul dintre pelerini, cel mai probabil Ulochi, fiindcă știm cu maximă siguranță că a fost în pelerinaj, ar fi fost numit, de cine nu știm, rege al Bosniei și Valahilor locale. Problema e că Ulochi nu se numea decât rege al Bosniei și al întregii Slavonii. Sau poate așa se dădea el mare pe la Roma? Dumneavoastră ce credeți? Poate fi vorba alternativ pur și simplu doar de o ciudată eroare? În cele din urmă, cântărind argumentele pro și contra, trebuie constatat că avem în față o deosebit de spectaculoasă și provocantă teorie, cu atât mai mult cu cât una dintre ele vorbește de un rege al Valahiei. Dacă Vlad chiar a făcut parte din grupa de pelerini conduse de Ulochi, regele de formă al Bosniei, atunci acest titlu nu se poate referi decât la voivodul Valah. Colegul Liviu Pilat de la Iași este de părere că rege al Valahiei ar face referire la
Ștefan cel Mare. Iar sabia din imagine ar fi una capturată de moldoveni la Vaslui și trimisă papei pentru a maximiza în apus efectul acestui succes militar. Grafitul latin face referire în mod tare ciudat la o singură persoană, care e numit și rege al Bosniei, dar și al Valahiei. Nici înainte de restaurare, un secol mai târziu, textul însoțitor al freștei, care în mod foarte norocos ni s-a păstrat ca și copie, nu diferă în esență, ci doar parțial ca formă. Din păcate, această sursă nu prea are forță să susțină nici interpretarea domnului Pilat și nici să întărească ideea perilinajului lui Țepeș la Roma. Și mai din păcate, avem doar o singură sursă scrisă, care mai e și controversată pe deasupra, cu informația explicită a vizitei lui Vlad la Roma. Chiar dacă deocamdată echipa noastră este mai degrabă sceptică în privința autenticității acestui presupus pelerinaj la Roma al lui Vlad Țepeș, episodul în cauză va frământa mult timp mediile academice și mai ales internetul. Dar, în principal, industria turistică se va autosesiza, fiindcă, dacă îl credem pe Tritemius, atunci Italia și Vaticanul trebuie musai puse pe harta țărilor vizitate de Dracula. Dumneavoastră, ce credeți? A pupat mâna papei frână rege al Valahiei? Indiferent dacă a fost sau nu la Roma, sau dacă unii l-au crezut sau nu rege, Maria sa Vlad vă mulțumește pentru fidelitate și vă transmite și de această dată prin mine umilul său logofăt și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!